Salutare băieți, salut la toată lumea. Ce faceți, fraților? Uite, stăm, uite așa. Eu. Stăm așa. Eu. Avem în sfârșit FIFA 20. Primul episod de draft cu FIFA 20 din acest sezon. De când așteptam acest lucru, băieți? Am decis că anul ăsta să-mi fac toți coins și din FIFA 20 doar din drafturi. Și o să începem un draft to glory începând cu acest episod. Dacă vă plac asemenea episoade și dacă vreți să urmăriți acest draft to glory, haideți să vedem dacă putem să strângem la acest video undeva la 1300 de like-uri în primele 24 de ore. Aș continua cu el săptămână de săptămână și aș posta poate de 2 ori pe săptămână, de ce nu? M-am gândit ca de acum la fiecare episod de draft să vă dau și un mic sfat în ceea ce privește modul de joc Ultimate Team, cum să faceți coins cât mai repede și ce trebuie să faceți în fiecare săptămână ca să faceți un profit destul de frumos. Puteți să intrați și pe această pagină și să vedeți acolo mai multe detalii. Sfatul de săptămâna asta este să investiți cât mai mult în următorii doi jucători, Havertz și Lucas Hernandez. Având în vedere că Lucas Hernandez costă undeva la 20.000 acum și este cel mai bun fundaș stânga din Bundesliga, merită să investiți pentru că din punctul meu de vedere o să ajungă undeva la 50.000 de coins pe puțin. Al doilea sfat pentru acest episod este să investiți cât mai mult în jucători de la Real Madrid și Atletico Madrid, pentru că joi apare marquee matchup și o să se ceară foarte mult jucători de la Real Madrid și Atletico Madrid și o să fie destul de scump. Așadar, acestea sunt investițiile din săptămâna asta. Și haideți să începem primul draft la FIFA 20, băieți. 4-4-2 flat, 5-3-2, 3-4-1-2, 3-4-2-1, 4-2-3-1. Hai mă să mergem cu 4-2-3-1 să vedem cum merge anul ăsta, 4-2-3-1. Duc la șoară Benzema, Aguero, Messi direct! L-am luat pe Messi, că haideți să vedem mai departe. Începem perfect draftul. Mbappé, Lukaku, Griezmann. Pe cine să luăm aici, băieți? Haideți că luăm pe Mbappé. Luăm pe Mbappé și vedem cine mai pică acum. Gomez, Eriksen, Ozil, De Bruyne, David Silva. O să merg pe Anglia. Deci ceva franceze, Anglia. Haideți că vedem. Mai departe, Dybala. N-am cum să nu-l iau pe Dybala. Ok, l-am luat. Avem foarte mulți jucători buni. Isco, Royce, Müller, Rodriguez. Haideți să luăm aici pe Royce. Haideți să vedem ce iese aici. Deci am luat din toate ligile, fraților. Draftul no chemistry. Da, vedem noi. Facem noi să fie cumva bine. Ok. Deci aici o să luăm pe Toussaint și vedem după aceea ce... Sau Thiago Maia. Ia să vedem care e mai bun. Pare mai bun ăsta, sincer. Thiago Maia. Ok, să-l iau. Mergem mai departe la acest draft cu no chemistry. Oho, Fabinho și Kanté. E bine, e bine, e bine, e bine. Îl luăm pe Kanté pentru că e foarte bun. Și îl punem aici. Bam, avem și prima linie portocalie. Hai să ne redresăm puțin. Ok, Angelino. E bine, o să-l iau pe el. Chiar vreau să-l testez. Un dash central. Mamă, forță, rău de tot. Perfect, ne-a picat. N-avem ce să luăm aici. Mergem mai departe. Hai ceva din Anglia măcar. E bine. Și Kimpembe avem, care e francez. Da, cred că-l iau pe Kimpembe. Și vedem după aia ce mai facem. Bun, right back, haideți să vedem. Carvajal, Cancelo, Azpilicueta, Kimmich. Carvajal nu ne ajută, Azpilicueta nu ne ajută. Haideți să luăm pe Cancelo și facem așa, mă băieți. Uite, ne mutăm pe băieții ăștia în partea asta. Și punem pe ăsta QB. Și vedem noi ce mai facem. Haideți că vedem că ne încurcăm rău acum. Deja simt că pică destul de nasol. Oh! Navas la Paris Saint-Germain. Deci în prima zi de FIFA aseară era la Real Madrid. Probabil au făcut ceva update. Da, o să-l iau pe Navas aici. Ca să-mi joace și Kimpembe în 9 sau 10. Vedem dacă ne pică și un left back. Ok, aici l-avem pe Buffon, Casillas, Lopez. Rui Patricio. Hai că iau pe Lopez ăsta și vedem cine mai pică. Mergem mai departe, l-avem pe Langlet, Digne, Kolarov și Sule. Hai să-l iau pe Digne aici și vedem după.
Langley nu ne ajută prea mult. Din Franța nu mai avem, dar îl luăm pe Dinie. Și vedem, îl băgăm direct aici. Îl băgăm aici, așa. Și hai că vedem. Mai schimbăm, tot schimbăm echipa. Până ajungem noi la o formulă finală cu Shelly. Nu e rău. Marcos Alonso nu ne ajută prea mult, Trippier la fel, nu pe Koscielny. Ok, bam, frumos, elegant. Și acum mergem pe Franța, ne-au răzgândit așa în ultimul moment. Ander Herrera e bun, o să luăm pe el și ne ajută cât de cât, îl băgăm aici. Ok, și a dat și lui Mbappé, ceea ce e foarte bine. Mergem mai departe. Aici nimic bun. Nimic bun. Îl luăm pe Tevez. Trebuia să fie Icon Tevez anul ăsta, din punctul meu de vedere. Oho, Salah, Sterling, Bernardo Silva, Sanchez. Îl iau pe Salah, îmi place mult de tot. Avem două super saburi de lux, Messi și Salah. Jordi Alba, Douglas Costa, Carvajal, Perisic, Rufie. Pum, 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 pum. Pe cine să luăm aici, pe cine să luăm aici? Era să vă întreb pe voi pe cine să luăm aici. Așa, hai să luăm pe Jordi Alba și vedem ce mai facem după aceea. Rodriguez, Eriksen, Griezmann, Grizi, l-aș lua pe Griezmann, sincer. Da, le iau pe Grizi și vedem după aia ce mai facem. Bam, 90, e bine mă băieți, e foarte bine. Ne ridicăm așa ușor, ușor. Dar mai trebuie un fundaș ceva din Franța. Ibrahimovic, Neymar, Cavani, Alaba, n-am cum să nu iau pe Neymar, îmi place maxim Neymar anul ăsta. Avem numai super saburi de lux. Hamă, din Franța. Ibrahimovic din nou, fai de mine, Alessandro. O să încerc cu Sandro ceva, dar să vedem dacă ne iese. Uite așa ia, să vedem. Nu ne scade. Bam, direct. Și haide să vedem acum. Promes, Nani, David, Soria, Vardy, Acuna. Da. Hai să vedem, băieți, facem mii schimbări și revenim cu primul meci de la draft. Și primul adversar din primul episod de draft, Son Eriksen, Gundogan, Modric. Bun, bun. Haideți să vedem. Formația e aproape similară, numai că lui e wide, a noastră e narrow. Ce bine a plecat aici, Mane. Am știut ce face și n-am ce să-i fac. Shoot frumos, 1-0 pentru adversarul nostru. Bă, vecine, văd în cauza ta pierd. Moscante. Și Grizi, dar ce bine a mutat portarul. Mamă, știam că asta face. Say what? Doamne, cât de simplu, a marcat și pe roșu a dat. 2-0 pentru adversarul nostru. Trebuie să ne obișnuim cu jocul, băieți. Trebuie să învățăm jocul pentru că nu se mai poate. Prea ușor, prea ușor aici. Hai. Foarte bine. Și o centrare bună acolo. Cine dă gol cu capul? Neymar. 2-1. Nu-mi vine să cred că a marcat cu capul cu Neymar. Foarte bine. Mbappé, prea mult Mbappé acolo, prea mult ce a făcut Mbappé. Ah. Hai de mine, Kimpembe. Nope. Și ce ratare aici? Cine a tras? Ce bine a ieșit aici adversarul nostru. Mane. Really, nigga. Se grăbește cu Mane, pasează bine acolo și bară, mingea sare înapoi și este 3-1. Luăm gol în minutul 93, din păcate. Din păcate, băieți, pierdem primul meci la draft. Trebuie să ne obișnuim mai mult cu jocul. Haideți să deschidem și cele 3 pachete pe care o să le avem. Haideți să vedem, băieți, aceste pachete. Avem pe Van Dijk acolo. Și îl avem pe Dumbia 76.
băgăm tot în club. Și acum ultimul pachet din acest episod. Nu cred că e nimic, pentru că da, l-avem pe Welbeck. Dacă nu aveți dreptunghiuri pe portițele acelea două din lateral, înseamnă că nu e nimic wow. Cam acesta a fost primul episod de draft de pe canal, băieți. Din păcate am pierdut primul meci, dar nu-i nimic. Haideți să vedem dacă reușim să strângem numărul de 1300 de like-uri în primele 24 de ore și să apăsați și butonul acela de subscribe. Până data viitoare, eu sunt Tudor și v-am pupat. Pa! Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.